Cea mai veche Dacia din România va fi expusă la Brașov în cadrul întâlnirii anuale Dacia Classic. Evenimentul reunește admiratorii și proprietarii de automobile istorice Dacia din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Iubitorii bătrânelor Dacii se vor întâlni în acest sfârșit de săptămână. Peste 50 de automobile Dacia cu caroseria strălucitoare și în stare perfectă de funcționare vor fi expuse în Piața Sfatului din Brașov. Pasionații pot afla direct de la proprietari povestea autovehicolului și ce presupune restaurarea auto. Printre vedetele acestei ediții se numără cea mai veche, Dacia 1300, fabricată în 1969, și un Renault 12 TS cu volan pe dreapta, care vine tocmai din Marea Britanie pentru evenimentul de la Brașov. Cele mai întâlnite Dacii la eveniment vor fi modelul 1300, dar de la expoziție nu vor lipsi nici Daciile 1100, fabricate în România între 1968 și 1971. Scopul acestui eveniment este salvarea a cât mai multor automobile care au marcat istoria auto a țării.